Laura, mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Instanțele pot interveni în scandalul de pe aeroporturi. Cum pot obține despăgubiri călătorii care își ratează vacanțele și ajung să piardă sume importante de bani din cauza întârzierilor și a curselor anulate? Ne explică în aceste momente Ionuț Grigore, colegul meu, care este alături și de avocatul Alexandru Turiga. Te ascultăm, Ionuț. Bun găsit! Bun găsit tuturor! E un adevărat haos pe aeroport. Pe Otopeni, de exemplu, vorbim despre zeci de curse anulate complet, despre sute de curse care au fost amânate, iar lumea și-a plătit vacanțele, domnule avocat, vă salut și mulțumesc că sunteți alături de mine. Pierd cazări, au ajuns zborurile practic așa, o ruletă în ultima perioadă. Ce pot face mai departe oamenii care se află într-o astfel de situație? Își ratează vacanța sau întârzie sau pierd nu știu câte zile de cazări și implicit bani și așa mai departe. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, un subiect de foarte mare interes, ținând cont că e mai mult decât o neplăcere pentru românii care au muncit un an întreg să aștepte vacanța pe care pe ultima 100 de metri să o și piardă. Ca pentru orice problemă, există bineînțeles și o rezolvare, mai ales aplicată asupra cazului în care oamenii sunt deja pe aeroport și află în acel moment că au pierdut zborul, pot obține clar despăgubiri. Persoanele care nu sunt anunțate cu cel puțin 14 zile înainte de anularea zborului că acesta va fi anulat sau modificat, pot obține, desigur, despăgubiri. Există despăgubiri de ordin material, că își pot pierde, bineînțeles, vacanța pe care au plătit-o. Poate sunt locuri care nu sunt accesibile cu mașina sau nu există alte zboruri substituente pentru cel pe care ratează și, în același timp, un prejudiciu de ordin moral. Ambele pot fi recuperate ori pe calea amiabilă în urma notificării companiei aeriene, ori, bineînțeles, într-o instanță civilă. Vedem foarte multe cazuri în care oamenii sunt practic lăsați așa de izbeliște, se anulează sau se decalează un zbor. Oamenii sunt dați jos din avion și stau ore întregi, zeci de ore acolo pe aeroport, uitați de companiile aeriene, practic. Într-adevăr, și această situație poate fi rezolvată ori pe calea amiabilă, ori în fața instanței, pentru că discutăm, bineînțeles, despre un prejudiciu adus consumatorului. Se pot implica și membrii de la protecția consumatorului, dacă nu sunt niște soluții care să fie pe placul sau să aibă o finalitate pentru consumator, se pot îndrepta și către instanțele de judecată, tot pe același raționament pe care l-am expus mai devreme. Vă mulțumesc tare mult, domnule avocat. Cristina.